UTA meci direct cu Petrolul pentru un loc de play-off cu trei etape înainte de finalul sezonului regular al Superligii. Mircea Rednic se contrazice puțin când vorbește despre ceea ce și-a fixat vestiarul și staful tehnic cu privire la obiectivul finalului de sezon. Experimentatul antrenor se ferește de cuvinte, căci a pățit-o de fiecare dată când echipa sa a fost la o victorie de top 6. Un meci foarte important pentru noi, chiar am avut o discuție după analiza care am făcut-o ieri cu jucătorii și cei pe aici poate să vă confirme. Au început că to be or not to be Shakespeare, sau tradus în românește, ori să rupe ham, ori să cacă calul, îmi cer scuze. În situația asta suntem noi acum. Și vreau ca băieții să înțeleagă momentul și să dea totul pe teren ca să putem să câștigăm meciul ăsta. Alexandru Tudori a debutat pe finalul disputei de la Voluntari, iar cu el în teren arădenii au marcat golul de 3 puncte, prin slovacul Fabri. Mircea Rednic a dat de înțeles că Tudori nu este încă pregătit din punct de vedere fizic pentru un tricou de titular, dar probabil și în funcție de rezultatul meciului cu Petrolul de sâmbătă, atacantul gălățean va avea ocazia să joace în premieră și în fața publicului arădean. Da, va fi un meci foarte important. Mai avem 4 meciuri, 4 finale, cred eu. Dar trebuie să o luăm pas cu pas și primul pas este meciul de sâmbătă cu Petrolul. Sper eu că la cum ne-am pregătit această săptămână, cred eu că vom arăta bine și am văzut băieții motivați și sper să luăm cele 3 puncte.